Acest forum este un bun prilej să discutăm despre proiecte și inițiative care să-i păstreze conectați cu țara pe românii din afara granițelor și chiar să-i determine să vină acasă. Mă refer la proiecte pe care Guvernul României le finanțează pentru păstrarea, promovarea și afirmarea identității românești în țările și comunitățile unde dumneavoastră v-ați stabilit. Un rol important îl au programele prin care susținem educația în limba maternă a copiilor etnicilor români din regiunile istorice. Programul de burse pe care l-am dezvoltat pentru elevii etnici români din Ucraina este un model de bune practici. Cunoașterea culturii și civilizației românești de către copiii și tinerii care trăiesc în afara granițelor este esențială. Pe lângă proiectele culturale desfășurate în comunitățile de români din străinătate, am continuat și dezvoltat programul taberelor ARC pentru a da posibilitatea cât mai multor copii și tineri români care trăiesc în afara granițelor să revină în România și să cunoască țara părinților și bunicilor lor. Am făcut demersuri pentru simplificarea și reducerea birocrației și am eliminat taxele consulare pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni și vom continua să îmbunătățim serviciile consulare, de aceea dialogul cu dumneavoastră este foarte important. Împreună cu Parlamentul și cu celelalte instituții publice responsabile, am început pregătirea organizării și desfășurării scrutinului electoral din această toamnă pentru alegerea președintelui României. La nivelul Guvernului am adoptat un set de măsuri pentru o cât mai bună organizare a procesului electoral, indiferent că este exercitat în țară sau în străinătate. După cum știți, pentru românii din diaspora, votul va dura 3 zile și va fi organizat atât în secții de votare, cât și prin corespondență. Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Românilor de Pretutindeni derulează o campanie de informare pentru ca românii din afara granițelor țării să cunoască toate detaliile legate de procesul electoral. Am cerut autorității electorale permanente să extindă termenul pentru înscrierea românilor din străinătate în registrul electoral, astfel încât să crească numărul cetățenilor care pot vota prin corespondență. Stimați invitați, onorată asistență! În același timp, avem proiecte prin care ne-am propus să-i convingem pe cât mai mulți români să revină în România. Desigur, creșterea economică și majorarea consistentă a salariilor sunt argumente solide. Acestora se adaugă o serie de programe prin care românii sunt încurajați să revină în țară pentru a-și dezvolta propriile afaceri. Aș dori să subliniez programul Diaspora Startup, finanțat din fonduri europene, și programul Startup Nation, finanțat prin fonduri guvernamentale, care oferă oportunități de întoarcere în țară și de valorificare a abilităților profesionale și antreprenoriale. Pe lângă cursurile de formare antreprenorială, românii din străinătate, care doresc să-și deschidă în România propria afacere, pot accesa fonduri de până la 40.000 de euro pentru fiecare proiect.